Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își pune sufletul pentru oile sale. Ioan 10:11. Da. Iisus și-a dat viața pentru turma sa, însă sunt alți păstori care aleargă neîncetat după oile împrăștiate în cele patru zări, aflate în pericol de risipire. Și ce e mai frumos decât să adun suflete în numele Domnului? Un astfel de păstor este Macarie, episcopul ortodox al Nordului îndepărtat, care a împlinit recent 15 ani de slujire arhierească în nou înființată episcopie a Scandinaviei. Altarul său, o desagă uriașă plină cu recuzită liturgică și daruri creștinești. Patul său, hoteluri, săl de așteptare în aeroporturi, adăposturi, case de creștini. Programul său, non-stop ca un adevărat număr de urgență duhovnicească. Slujirea sa, la căpătâiul muribunzilor, la temelia noilor familii, între copiii români, în nou înființatele mănăstiri ale Nordului, între preoții săi cu probleme de viață, de adaptare, financiare ori sufletești. Rugăciunea sa continuă înșirate pe boabele de metanier sau îngenunchiate în sfintele altare. Asceza sa? Despre acest lucru nu vreau să vorbesc, căci știu adevăruri abisale pe care nu le pot rosti. Portretul creionat acum poate că are pentru unii iz hagiografic sau exagerat laudativ. Însă eu scriu doar despre ceea ce am văzut nemijlocit și vorbesc doar din ceea ce știu, adică din sursă directă. Căci nu există, cred eu, un episcop misionar mai adecvat timpului său, spațiului său geografic de manevră, profilului sufletesc al celor încredințați lui spre mântuire. Dar să-l auzim acum chiar pe Vlădica Macarie după ce s-au stins ecourile marelui praznic de la Bergen de duminica trecută. S-au împlinit 15 ani pe care i-am petrecut împreună cu Hristos, împreună cu jertfitorii preoți și diaconi, împreună cu tații și mamele, împreună cu frații și surorile, împreună cu fiii și fiicele, împreună cu tinerii iubitori de frumos și curăție, împreună cu copilașii noștri, cei mai mulți dintre ei născuți în această perioadă, unii dintre ei i-am găsit în 2008, când am ajuns în Scandinavia. 32 de parohii, inițiale numărai pe degetele de la o mână, 3 mănăstiri, 4 paraclise, un sediu episcopal în Stockholm, o revistă referențială în formă și conținut, Candela Nordului, o intensă activitate social-filantropică. Acesta ar fi, simplu spus, rezumatul realizărilor pe tărâm scandinav al episcopului Macarie. Unora poate le pare puțin, dar țineți cont de mediul social și religios al Nordului European, acolo unde credința creștină este în recul masiv. Țineți cont de distanțele uriașe, de clima imposibilă și de emigrația recentă, slabă numeric și financiar. Doar voința de fier, entuziasmul tinereții și croiul sufletesc jerfelnic au putut disloca inerția de iceberg din prejurul său. De aceea se cuvine să lăsăm chiar pe Vlădica să evoce negurile începutului și să privească razele primăvăratice ale viitorului. Condiția creștinului din țările Nordului e diferită de cea a creștinului din România. Acasă avem de cele mai multe ori în proximitate o biserică încăpătoare, în care slujesc mai mulți preoți, exclusiv dedicați slujirii liturgice. Mai întâi de toate, pe lângă parohiile, cele trei parohii din cele trei mari orașe ale Scandinaviei, Stockholm, Göteborg și Malmö, pe lângă cele trei parohii bine conturate pe care le-am găsit aici, am întărit comunitățile euharistice și am înființat noi comunități euharistice și am chemat mai mulți preoți. Majoritatea sunt tineri și foarte tineri și i-am așezat la altarele euharistice întemeiate de-a lungul și de-a latul Scandinaviei. Aici preoții sunt nevoiți ca să lucreze, fiindcă comunitățile, cele mai multe dintre ele, sunt foarte mici. Românii ajung la mari distanțe, uneori sute de kilometri, iar preoții sunt nevoiți să gestioneze foarte atent puținul timp liber avut la dispoziție pentru comunitate. În paralel
cu slujirea de la altar, așa cum am spus, majoritatea lucrează cu normă întreagă la diverse locuri de muncă civile pentru a-și întreține financiar familiile. Așadar, în pofida condițiilor defavorabile, descurajante chiar, am făcut exclusiv totul și am rânduit totul în acești 15 ani prin dragostea și implicarea păstoriților din Episcopia noastră Europei de Nord, care sunt pietrele unghiulare, sunt pietrele vii ale fortăreței noastre domnicești, care este Episcopia Europei de Nord.